Bă, zi, un coleg care vine de la Urziceni. Colegii de la Urziceni. Un colegii de la Urziceni. Colegii de la Urziceni. Colegii de la Urziceni. Avem controle? Avem controle? Controle? Hai leber, leber! Zi, suși pula. Să suși pula. Vine vara, vara, vara. Vine vara, toată țara. Vine vara. Avem telefon, nu avem Facebook. Păi și aveai și Facebook. Avem primata. Hei, Veronica. Dacă o dată mai vorbești. Veronica. Nu te mai juca bre, că nu sunt bune. Dar tu de ce juci? De plictiseal. Și eu de prost. Mare, 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 superine. Eu mor de tine și tu mor de mine. Dar numai, numai, numai cu tine vreau să fac sarta. Că nu mai vor alta, nici mama, nici tata. Mare, 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 superine. Eu mor de tine și tu mor de mine. Aruncă cu bombe, mamă. Asta e. O viață și o gaură în cura pe... Ce mă, doar voi știți cu țării, doamne, iartă-mă. Steluță de mare. Luna la picioare, bă, să nu stea. Că eu nu plec cap în fața ta. Poți să pui masca de pe mine. Că eu fac mișto de tine. Luna la picioare, bă, să nu stea. Că eu nu plec cap în fața ta. Poți să pui masca de pe mine. Că eu fac mișto de tine la mișto te iau. Nu vreau în loc la mișto te fac. Nu mi-e greu, nu vreau. Nouă oameni buni, ați vândut să faceți arde de mâncare. Aveți nevoie de un ou de gâscă din ăsta sau de găină, dă-l în pula mea, nu contează orice. O felie de nasă de cașcavalul și dracuie l-am găsit în frigider. Și o felie de pite. No, am o leventă aici și. Bine, v-ar mai trebui ceva bolânzănii, paclonii și secretul gustului, dar vă spune după aceea. Spargeți ou într-un blid. Fută-l Dumnezeu de oui. Bată-l Dumnezeu și coja lui, dar pus e coja pulea, are chiar că spar blidul deloc și o nu se sparge. Nu uite-o clo. Ia copii ca și o coja. Doar ui să o scot în pula mea, că mă niec dracului, că mă taie pe grumază. După ce l-a spart, luați o furchiță și faceți niște paparai din el, baceți până le ia dracul, ca pentru omletă. Îl baceți să fie bătut cum trebuie. Puneți și secretul gustului, ca să le amestecați tăce la oaltă, să se amestece bine, acolo faină, să dea gust. După ce le-ați bătut, țipați cancerul ăsta de topită, dar și că nu mă vă încurcă, nu vă ajută la nimic. Dați cu el linge vigesc cu ăcii și după aceea puneți felia de pită cle. Nu așa mu, luați un șoriu, adică un coțât, și faceți o strungăne, împătrată cum vreți, că eu așa am făcut-o. După ce ați făcut-o, strunga, țipați miezul, că nu vi-l mai trebuie, dați-l la găini, la ce știți voi, poate faci și altul ou, mai faceți o felie de pită. Și atunci, luați o cigaie, țipați oleacă o loine, dar nu mult, doamne, bace-l, că după aceea nu mai mâncat, tot o fi uns. Scuturați oleacă să se facă pătăce părțile cu oloi, fac o daracu că uite ce greu să încinge. Și că s-o băga satana în ea, bine îi prease. Și după aceea țipați pita, aclea, o lăsați câteva secunde,
până să sfâre o leacă că se lipește tu mai bine un pic de fund și nu mai cură ou așa. Și după ce a spus asta, țipați un strat de ou. Și dacă vreți niște, puteți să mai băgați voi ceva prost, eu am găsit niște cârnați de casă, mai băgat acolo în mijloc în el. După ce ați băgat cârnațul înăuntru, că na, să aibă o leacă gust de racă, nu fie amu ce are poșârcă goală pe aparai, învălit în pite. Luați felia aceea de brânză topită și am zis să o țipați, dar bine nu cu tătul, o rupeți și o puneți pe aclea. Cam așa e ceva ar trebui să vă iasă. Și după mai puteți pune un strat de ouă pe ăsta, numai să aveți grijă să-l puneți în ce să nu curgă pe lângă, știi că arătă urât. Nu, stai că eu am scăpat o leacă, fută-l, ui că cură, ui că cură în foc. Fută-l Dumnezeu să-l fut amu, dar până n-a avut inge curge, nu putu el sta aclea în pită, numai să curgă pe lângă, bată Dumnezeu pula mea asta, na. Amănunde mie de lucru, după aceea o întoarceți și o curățați, că nu așa dracu să faceți amu, dacă ați pus mult și o curs pe lângă, mă nu lăsați atâta, lăsați-l la foc mic ca să facă tot. După ce o întoarceți, puneți, eu am pus niște parmezan, mai pun niște mozzarella și o întoarceți iară pe aceea parce, o secundă, două cât să moaie mozzarella. Na, așa arată când e gata. După ce e gata, mai puteți pune niște țețea pe aia, să fie mai ăsta sau maioneză sau muștar, ce vreți voi, sau mâncați-o așa goală. Stai o leacă că o și tăiem să vedem cum arată în mijloc, dacă e făcută, nu-i crudă, că dau cu ea de tăți părețe. Dar cred că îi, îi, da, ui. Hai te pula mea să vezi ce bună fică, miroase faină ca drag. Na, ceau. Ce dragul de fufe! Grațare drag, da fufe! Că drag de eu dau ceva în cap. Păi ce are mă cu tine? Nu vă duceți mă. Ce zici? Voi. Vezi cu noi? Unde? Pe la pecă. Mașina de la spălătorie. Nu mai suport cazanul ăsta, mai mult stă pe loc decât trage. Mă depășește căruța cu spatele. Poate mă ajută Vericu. Ce s-a întâmplat, frățic? Nu mai trage răgăria. Vreau să o rezolv că îi dau foc. Hai cu ea la mine, îi facem conversie răutăcioasă. Asta e Jandina. Fă-i ceva, vărule, că abia prinde viteza melcului. Stai liniștit, îi face fratele tău cuplu de reactor nuclear. E gata, frățic. Hai să iei racheta că vrea să decoleze. Zici că e avion. A intrat reactorul, turbo. Le las lacrimi în farul vericilor.